După ce în prima etapă a Ligii a 4-a fotbalistice Seria Sud nu s-a înregistrat nicio victorie în deplasare, etapa a doua se poate spune că a fost a oaspeților, având în vedere numărul victoriilor în deplasare. În derbiul seriei, Arsenal Malo a terminat la egalitate cu Dunărea Giurgiu, scor 0-0. În cel mai așteptat meci al etapei, cele două formații au dominat partida pe rând, Giurgiu venind fiind mai insistenți în prima repriză, în timp ce gazdele au controlat repriza secundă, fără însă ca vreuna dintre ele să înscrie. Asta după ce în prima etapă Dunărea învinsese acasă pe Spicul Izvorul cu 11-1, iar Arsenal a pus tot acasă de Progresul Valea Dragului cu 18-1. La începutul celei de-a doua repriză de pe Arena Malu, am solicitat câteva păreri președintelui clubului Dunărea. Un meci pe ansamblu echilibrat, cum vi s-a părut? Da, într-adevăr, este un meci echilibrat, două echipe apropiate valoric. Să vedem, terenul este și el puțin mai îngreunat din cauza ploilor. Sperăm să în final să fim victorioși. Cât de mult ar conta o victorie aici, la Malu, în etapa a doua? Da, o victorie, vă dați seama, contribuie la moralul echipei. O victorie care întărește cele propuse de noi, adică să câștigăm seria. Cine crezi că mai contează la ca să vă încurce, ca să câștige campionatul? Da, într-adevăr, în lupta asta pentru primele două locuri, după părerea mea, sunt patru echipe, Arsenal Malu, Unirea Izvoarele și cei din Hotarele. Bineînțeles, alături de Dunărea Giurgiu. În celelalte partide ale etapei, Unirea Izvoarele a câștigat fără probleme în deplasare, obținând un scor confortabil pe terenul celor din Izvorul. Mihai Bravu s-a impus pe teren propriu în fața celor din Hotarele, în vreme ce Dunărea Oinacu a pierdut pe teren propriu în fața celor din Colibaș. Deplasarea a câștigat și echipa din Prundu, care împreună cu cea din Colibaș completează primele locuri ale clasamentului. În etapa viitoare, de sâmbătă 19 septembrie, cel mai așteptat meci este Unirea Izvoarele Arsenal Malu, o partidă între echipele care în sezonul trecut au câștigat campionatul, respectiv Cupa României, faza județeană.